În această dimineață a început cea de-a șasea ediție a Târgului European al Castelelor de la Hunedoara. Manifestarea, care se desfășoară în curtea exterioară a Castelului Corvinilor, este prima de acest gen desfășurată după relaxarea măsurilor de siguranță sanitară și oferă vineri și sâmbătă numeroase surprize pentru vizitatori. Este, dacă vă doriți, prima manifestare în adevăratul sens al cuvântului post-pandemie. Sperăm ca să marcheze începutul unei perioade de normalitate și manifestările la castel să crească atât în intensitate cât și în amploare. Am văzut că ați pregătit pentru turiști surprize, chiar unele mai mult decât interesante. Asta ne-am și dorit, pe lângă surpriza amenajării acestui târg al castelelor pe platoul din fața monumentului. Sperăm să ne ajute și vremea în direcția asta, pentru că, așa cum am tot repetat, montarea târgului aici oferă o posibilitate mai mare de exprimare a entităților participante, așa cum bine ați văzut, atât a cavalerilor cât și a Asociației Terra Dacica Eterna, lucruri care sunt mai puțin posibile, ca să spun așa, în interior, în castel. La Castelul Corvinilor, manifestare care s-a organizat într-un timp record, sunt prezente 20 de standuri ale unor monumente medievale și, pe lângă manifestările specifice târgului, mai au loc și alte acțiuni. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, iată că ușor-ușor ne-am relaxat după această pandemie și mă bucur că am reușit să organizăm într-un timp record, practic, această ediție cu numărul 6. Și îmbucurători, totodată o surpriză plăcută este că sunt 20 de standuri a unor obiective deosebit de importante din România care au venit în acest weekend să-și prezinte oferta turistică la Castelul Corvinilor. Îl felicit și pe cel care a organizat, cum îi felicit pe cei din primărie și de la Castel că au reușit în câteva zile să creeze acest eveniment. Mâine avem Cupa Ioan Corvin. Și mă bucur că prin intermediul știrilor dumneavoastră putem să transmitem invitația cetățenilor din municipiul Hunedoara și nu numai să vadă și acest eveniment. Mai avem un semimaraton, cred că mâine, aici cu plecare de la Castelul Corvinilor către frumoasa cetate Adevei. Evenimentul de la Monumentul Medieval din Urbea de pe malurile Cernei este organizat de Primăria Municipiului Hunedoara și Muzeul Castelul Corvinilor din localitate.